Bun venit la Montagna Rusă Mireasa! Salut, fan Mireasa! Suntem aici pentru a vă oferi o experiență de neuitat plină de emoții și surprize. În această seară, vom retrăi împreună cele mai intense momente din episodul de aseară. Pregătiți-vă pentru o călătorie plină de suișuri și coborâșuri, pentru că Montagna Rusă Mireasa nu dezamăgește niciodată. Pregătiți-vă pentru că episodul de aseară a fost o adevărată avalanșă de emoții. Am avut parte de râsete, lacrimi și momente care ne-au ținut cu sufletul la gură. Fiecare concurent a adus ceva unic în această competiție, iar noi am fost martorii unor momente de neuitat. De la certuri aprinse la momente emoționante, le-am trăit pe toate. Am văzut cum tensiunile au crescut și cum conflictele au izbucnit, dar am fost martorii și unor momente de reconciliere care ne-au atins inimile. Fiecare clipă a fost plină de intensitate și ne-a ținut pe toți pe marginea scaunului. Mai întâi, am văzut un eveniment important, cum ar fi o ceartă între un cuplu. Această ceartă a scos la iveală tensiunile ascunse și a arătat cât de fragile pot fi relațiile în această competiție. Fiecare cuvânt a contat și fiecare gest a avut o semnificație profundă. Apoi, a urmat un alt moment important, cum ar fi o provocare sau un gest romantic. Aceste momente ne-au arătat latura frumoasă a relațiilor și ne-au făcut să credem din nou în dragoste. Fiecare provocare a fost o oportunitate pentru concurenți de a-și demonstra abilitățile și de a-și întări legăturile. Și exact când credeam că lucrurile nu mai pot deveni mai intense, am avut parte de o răsturnare de situație sau de un final care ne-a lăsat cu sufletul la gură. Ce seară! Aceste momente neașteptate au adus un plus de adrenalină și ne-au făcut să ne dorim să vedem ce se va întâmpla în continuare. Fiecare episod este o nouă aventură și nu știm niciodată la ce să ne așteptăm. Sunteți pregătiți să retrăiți cele mai dramatice momente alături de mine? Haideți să începem! Vom analiza fiecare moment, vom discuta despre ce a mers bine și ce nu, și vom încerca să înțelegem ce a determinat fiecare acțiune. Fiecare detaliu contează și fiecare decizie are consecințe. Așadar, luați-vă locurile și pregătiți-vă pentru o călătorie plină de emoții și surprize. Montagna Rusă. Mireasa este aici pentru a vă oferi o experiență de neuitat. Tensiunea era aproape palpabilă când un concurent s-a confruntat cu un altul din cauza motivului confruntării. Acuzațiile au început să zboare, lacrimile au curs, iar telespectatorii s-au întrebat dacă asta înseamnă finalul pentru cuplu. Reacția a fost justificată sau a fost o exagerare? Voi ce credeți? Împărtășiți-vă părerile în comentariile de mai jos. Unii telespectatori cred că acțiunile unuia dintre concurenți au fost determinate de dragoste și durere, în timp ce alții speculează că a fost o mișcare strategică pentru a câștiga simpatie sau un avantaj în competiție. Într-o lume unde fiecare mișcare este analizată și disecată, este greu să discernem adevăratele intenții. E greu de știut cu siguranță ce se află cu adevărat în inima cuiva. Fiecare gest, fiecare cuvânt poate fi interpretat în multiple feluri. Este vorba de dragoste adevărată sau de o strategie atent calculată? Poate că este un amestec din ambele, o combinație de emoții sincere și planificare strategică. Spuneți-ne părerea voastră în comentarii. Într-o competiție atât de intensă, fiecare decizie contează și poate schimba cursul jocului. Poate că unii concurenți sunt sinceri în sentimentele lor, în timp ce alții își joacă cărțile cu grijă pentru a ajunge cât mai departe. În final, doar timpul va dezvălui adevărul. Până atunci, rămânem cu speculațiile și dezbaterile noastre. Așadar, ce credeți? Este vorba de dragoste adevărată sau de o strategie bine gândită? Lăsați-ne comentariile voastre și haideți să discutăm! Printre drame, au existat și momente de pură bucurie. Am avut parte de un eveniment fericit, cum ar fi o împăcare a unui cuplu sau o întâlnire reușită. Cu toate acestea, tristețea a fost la doar un pas distanță pentru un concurent sau un cuplu care se confruntă cu dificultăți. Cine credeți că își va găsi dragostea adevărată la Mireasa? Împărtășiți-vă predicțiile în comentarii. Secțiunea 5. Puterea iertării. Poate dragostea să învingă totul? Unul dintre cele mai emoționante momente ale episodului a fost să asistăm la puterea iertării.
Acest act de compasiune ne-a amintit că toată lumea greșește și, uneori, dragostea înseamnă să oferi a doua șansă. Credeți că iertarea adevărată este posibilă, chiar și după durere și trădare? Spuneți-ne ce părere aveți! Secțiunea 6. O răsturnare de situație surprinzătoare. Va schimba asta totul. Tocmai când credeam că le-am văzut pe toate, mireasa ne-a luat prin surprindere. Această întorsătură neașteptată a evenimentelor ne-a lăsat pe toți cu sufletul la gură, întrebându-ne ce se va întâmpla în continuare. Cum credeți că va afecta această răsturnare de situație dinamica din casă? Împărtășiți-vă teoriile în comentarii. Secțiunea 7. Întrebări fără răspuns. Ce urmează pentru cuplurile noastre? În acest episod plin de suspans, am fost martorii unor momente tensionate și emoționante. Fiecare cuplu a trecut prin provocări care le-au testat relațiile și i-au pus în fața unor decizii dificile. Odată cu încheierea episodului, am rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Ce se va întâmpla cu numele unui cuplu? Vor reuși să depășească obstacolele și să își consolideze relația? Sau vor alege să meargă pe drumuri separate? Fiecare decizie pe care o iau poate schimba cursul poveștii lor. Vor reuși în unui cuplu să își depășească problemele și să își găsească fericirea? Tensiunile dintre ei au crescut, iar viitorul lor este incert. Vor putea să comunice eficient și să își rezolve conflictele? Sau vor lăsa neînțelegerile să le distrugă relația? Fiecare moment contează și fiecare cuvânt poate avea un impact major. Își va găsi numele unui concurent, dragostea sau călătoria sa se va încheia cu inima frântă. A fost o călătorie plină de speranțe și dezamăgiri pentru ea. Va reuși să găsească persoana potrivită sau va trebui să-și reevalueze așteptările și să-și regăsească echilibrul emoțional. Fiecare pas pe care îl face este crucial pentru viitorul său. Abia așteptăm să vedem ce le rezervă viitorul cuplurilor noastre preferate de la Mireasa. Fiecare episod aduce noi provocări și surprize, iar noi suntem aici să le urmărim evoluția. Vom vedea momente de bucurie, dar și de tristețe, iar fiecare cuplu va trebui să își găsească propriul drum spre fericire. Care sunt întrebările care vă ard pe buze după episodul de aseară? Ce momente v-au impresionat cel mai mult și ce așteptări aveți pentru viitor? Rămâneți alături de noi pentru a descoperi răspunsurile și pentru a trăi alături de cuplurile noastre fiecare clipă de emoție și suspans. Nu ratați următoarele episoade, pentru că povestea continuă și fiecare detaliu contează. Secțiunea 8. Alăturați-vă conversației, împărtășiți-vă gândurile. Vrem să vă auzim părerea. Împărtășiți-vă gândurile despre cel mai recent episod Mireasa în secțiunea de comentarii de mai jos. Pe cine susțineți? Ce v-a surprins cel mai mult? Haideți să discutăm împreună despre toată drama, romantismul și intriga. Nu uitați să dați like acestei postări și să o distribuiți prietenilor voștri care sunt, de asemenea, încântați de Mireasa. Secțiunea 9. Rămâneți conectați. Mireasa are nevoie de tine. Părerea voastră contează. Răspundeți la sondajul nostru rapid și spuneți-ne care cuplu credeți că are cele mai mari șanse de a găsi dragostea adevărată la Mireasa. Rămâneți alături de noi pentru mai multe noutăți interesante, rezumate și conținut exclusiv. Ne vedem data viitoare pentru un alt episod captivant din Mireasa.